Suntem echipa surprize la tine acasă și astăzi niște persoane dragi care pe dumneavoastră vă apreciază și vă iubesc din tot sufletul ne-au trimis. Adică ce persoane? Adică asta o să vă întreb eu. Cine credeți dumneavoastră că ar putea fi? La cine vă duce gândul? Pe cine Am mai bănuiți? mulți până și pe Cristi l-am și mai uite, cred că Și din par. concret, concret așa, cine ați crede? Concret. Concret, cred că... Credeți că doamna? Da. Nu știu, eu o să vă mai țin puțin în suspans, deoarece pentru dumneavoastră o să am și o melodie, iar la final o să am să vă transmit și un mesaj. Dar dați-mi voie întâi să vă dau tortulețul, dacă mă ajutați dumneavoastră și îl puteți ține. Sigur că nu. Aveți Bă, grijă că e cam țineți-l greuț. bine. Păi Țineți-l țineți-l la bine. E ca... jumătate. La Țineți-l de... jumătate să nu se Așa, umple. jumate. Da. Așa. O sticluță de șampanie, să o beți sănătos și mai avem pentru dumneavoastră și un coșuleț cu fructe. Dar pe acela o să vi-l aducem după. Haideți să vă dau să ascultați melodia prima dată. Micuță scump și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă se intră în bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Că pentru dumneavoastră avem și un mesaj. Un mesaj care vine cu atât de multă dragoste și atât de multă recunoștință și spune în felul următor. Tăticule iubit, la mulți ani, tu ai fost mereu sprijinul nostru și un exemplu pentru noi. Vreau să îți urez multă sănătate, fericire nemărginită, succes, cât mai multe zile calde. Nu fi niciodată trist, noi te iubim și vom fi mereu alături. Cu drag din partea doamnei Iuliana și a băiatului dumneavoastră, domnul Daniel. Doriți și dumneavoastră să le transmiteți câteva gânduri, câteva cuvinte? Și eu le doresc credință mai multă, sănătate și tot ce dorește.